Cristo em nome de Deus. Amém. Probabil că vocea noastră este un pic, a mea cel puțin, este un pic mai strivită, dar nu asta e important. Important e să fie lăudat numele Domnului. Și dacă nu o să mă aud chiar așa de bine, nu e asta important. Important e să lăudăm cu toții numele Domnului. Cântarea asta spune despre o întâmplare care este în Scriptură și ce s-a întâmplat odată pe Tabor. Spune, când vasul pe Tabor a strălucit un nor și chipul Domnului s-a preschimbat. În alt strălucitor, ci niciun orbitor nu l-ar putea reda așa curat. Eu aș dori ca chipurile noastre în seara asta să fie schimbate de prezența Domnului. Atunci când ești în prezența Domnului, să schimbă fața noastră, viața noastră, gândirea noastră, toate gândurile pe care probabil noi le avem, trăirea noastră, este schimbată atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu. Eu zic ca prezența Domnului să fie peste noi în seara asta și la odinioară. În prezența Domnului trebuia să fugă oameni afară, că se umplea de fum colțul întâlnirii și acolo mai putea să nimeni. Vreau să vă spun că în prezența Domnului să putem sta toți, că El ne poate elibera și să fie Domnul lăudat în seara asta. Vă rog frumos să cântați împreună cei ce mă puteți ajuta. Când va suspecta vor, a strălucit și chipul Domnului s-a preschimbat. În alt strălucit vor, ce nici nu l-am putea vedea așa. Yeah.